Astăzi, în jurul orei 14:30, reporterii Hunedoara TV au surprins un alt accident petrecut pe trecerea de pietoni de la intersecția străzilor Avram Iancu și Bulevardul 22 Decembrie. De data aceasta, o femeie a fost izbită de un autoturism condus de o șoferiță care nu a acordat prioritate. Să rămână. Ce vă doare? Spune. Vă doare. Ce? Ai vă doare? Mâinile, picioarele vă dor? Nu, acum unde vă doare cel mai rău? Urta, mă doare. Și bazinul vă doare. Ușor. Ce s-a întâmplat? Am virat dinspre școală, dar veneam cu școală. Eram atentă să nu fie așa. Pietonul unde se afla? Trecea. Trecea pe trecea de pieton, da? Eu nu l-am văzut când a ajuns în dreptul meu. Bine. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Deva pentru a primi îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pe numele autoarei accidentului, căreia i-a fost suspendat și permisul auto.